prietene, nu întâmplător te-am chemat, pentru că, ce crezi, încă există băieți, chiar mai mulți, Romeo, care te plac. Romeo. Deși n-ai primit flori de 8 martie, uite, Alexandru, Manu mai nou. Mie mi se pare foarte, nu știu, interesant, adică din ce am văzut și așa, mi se pare foarte interesantă. Nu știu ce mai are cu Comănici. E prietenul mic, nu avem nimic. Da, dar mai sună, dacă el tot a stat după tine 7 luni de zile și acum, ok, vă faceți prieteni, eu nu cred în prietenie. I-a plăcut și lui chestia asta să fie alături de mine până acum. Da, ok, dar pune, dar trebuie să pui dezvolta. Tu. Onor, dar am pus punct, n-ai fost aici în competiție. Păi da, ok, dar eu am văzut ceea ce, eu, înainte de a veni, eu am urmărit ceva și știu unde am sărit, cum am zis, da? Bun, și dacă ei îți spun că acum sunt prieteni, între noi s-a dezvoltat. Mie nu-mi place, adică eu știu cum aș reacționa dacă fata de care îmi place mă îi prietenă, să zic așa, fiindcă eu nu cred în prietenie între băiat și fată, și ei zic că sunt prieteni. Păi da. Deci, păi din moment ce eu nu am putut să am sentimentele care le-a avut el pentru mine, îți dai seama că... Da, dar nu mai poți pentru mine, din punctul meu de vedere, da, sau poate Codruț se gândește... Poți fi prietenă și cu tine, nu-i problemă. Poftim? Friendzone. Auzi, dar ție ți-e teamă de reacțiile lui Comănici? De Comănici nu mi-e teamă deloc, de mine. A, de tine? Da, numai de mine. Cum reacționez eu? Adică mie nu-mi place ca fată de care place mie să... Fie prieten, fiindcă nu cred, nu-s prieten, mă, că așa zic. Dar nu pot peste este violență. Mă gândesc nu. Așa, că ar suferi, că ar fi gelos. Eu n-am treabă Șara cu... Păi dacă nu mai au nimic împreună, ce să... Nu, Șara Cristina, el a spus că el ar fi gelos. Nu, da, corect. Tu ai fi gelos pe prietenia dintre mine și ea și te gândești că o să vorbesc anumite lucruri, pentru că suntem apropiați. Vreau și eu să te întreb ceva. Tu, în momentul în care ai o prietenă, tu nu ești de acord ca acea fată cu care să aibă băieți prieteni? Nu ai înțeles, Mariana, era vorba de fapt... Lasă-mă să-mi explice el, te rog frumos, Alexandru, dacă vreau să-mi explice. Acum ți-o explicat perfect. Da? N-am umblat după tine. Păi uite ce perfect ți-o zis. Mariana, tu-l placi sau... Tu, Șara Cristina, n-am avut decât astăzi o discuție aici cu el. Eu am venit aici ca să vorbesc ceea ce îmi place mie. Că nu-i puterea dragostei. Dar nu ține vrăjeala după. Eu vin să vorbesc despre dragoste. Asta îmi place mie. Dragoste, suflet, îmi deschid inima, îmi deschid gândirea, cunosc fete, băieți. Asta o pățesc și în realitate. Bun, asta am înțeles. Dar despre tine, tu, persoană fizică. Păi v-am zis. Mai ai frați, surori? Suntem 7 frați, eu sunt al 7-lea, stăm în Germania. Ce frumos! Da. Ca într-un bas, domnișoara Cristina, numărul 7 este un număr magic. Magic, da. Da, la 5 șeptari. M-a întrebat că 5 băieți, am zis da. Câți băieți, am zis 5. 5? Mamă, mai ai 5 frați? Suntem... Poate vin toți frații lui Manu aici în casa. Adevărat, nu să mai fie familia lui. Nu mai fie familia lui. Serios, să fie familia lui Manu. Dacă prin 5 de 7 aici, eu știu deja cum trebuie să mă impun, ce trebuie să zic, cum sunt când mă atac, că fiecare își pune părerea lui. Dar eu nu iau un nume de rău sau ură, că ei mă ignoră acum, fiindcă știu că dacă mă bag în seamă, femeile lor... Nu, sau... dacă te bag în seamă când mă jignești, mă, femeie! E drut! Du-te puțin afară! Du-te, recrează-te, adună-te, răporește-te și vină cu forță! Dar ce-am zis? Bun, 7 frați, vii din Germania, ai jucat fotbal? Joc. Joci în continuare? Da. Unde joci? În Germania. La o echipă? La un club? Nu. Strigoile! Câștig niște bănișori și din fotbal. Apropo place, de chestia asta, că tot timpul s-a discutat în emisiune de... Băiatul cu mingi. Băiatul potent financiar. Tu te consideri un bărbat potent financiar? Nu, cine a zis asta? El să... Unde-i băiatul ăsta? Nu mă căuta, nu vreau să vorbim. Nu, eu zic ceea ce ai zis tu. Am bani, în comentariu vreau să fac atât. Dacă eu n-am venit aici să-mi expun contul meu, fiindcă dacă ar fi să ne expunem conturile... Auzi, dacă nu vrei să vorbești cu el, nu ești corect. Dacă nu vrei să vorbești cu el, nu vorbi nici despre el. Păi nu. Omul a venit și a spus că el vrea aici iubire, că vrea să vorbească despre lucruri frumoase. Dar de 3-4 zile, numai pe ceartă, sau în orice subiect ești inclus, e vorba doar de ceartă. Ai putea într-un fel? Păi aia vreau să zic, să mă ignorați și vă mulțumesc, că de acum înainte o să mă ignorați. Eu nu vreau să ignor pe nimeni. Eu nu vreau să... Fii atent. Nu vreau să ignor pe nimeni. Vreau să ajung să mă înțeleg cu toată lumea, într-o oarecare măsură. Da. Și crede-mă, când am vrut să mă separ de orice conflict, să mă dau la o parte și să mă duc spre Mariana, să-mi fac eu talentul... Iar mă dai exemplu. N-am alt exemplu, n-am cu ești un exemplu.
Așa? Nu, exemplu, eram eu în cunoașterea. Da, măi, tu trebuie să fii deasupra mea. Nu, eu am dat exemplu. Ia, lasă, exemplu, am spus așa. Lasă, în momentul în care mă îndreptam către Mariana, nu mă interesa de Achebon, Paul sau că rădeau pe aici, că sunt fătălău sau nu știu. Nu mă interesa, i-am dat la o parte și m-am dus spre femeia de care îmi place. Tu, în loc să te duci spre o femeie... Dar nu-mi place niciuna acum, dar lasă-mă să încearcă să le cunoști. Păi da, nu mai... Încă să le cunoști. Păi da, păi da... Cum încerci să le cunoști? Păi dacă sunteți... cu Gazi sau... Păi sunteți toată ziua pe mine, păi lăsați-mă. Păi nu sunteți. Uite, uite, hai să vezi. Dar eu nu mă îndrăgostesc după 4 zile ca și tine. Uite, dar nu m-am îndrăgostit după 4 zile, a durat o lună jumate. A durat o lună jumate. Până foarte mult. Până când a început să-mi placă de Mariana. O lună jumate foarte mult. Ți-am zis cu gura mea ieri că mi-am dat seama că m-am îndrăgostit de Mariana acum vreo 2 luni de zile. Acum vreo 2 luni. Îmi plăcea, nu, dar fiecare băiat e diferit. Păi nu zi 4 zile, că nu e vorba de 4 zile. N-ai temele făcute. N-ai Mariana sau de Alexandra. N-ai temele făcute bine, n-ai temele, că nu-s 4 zile. Cine le face? Nu știu cine le face, dar le face prost. Andrei, astăzi te-am văzut că am supărat. Pe mine? Da. Puțin dezamăgit, domnișoara Cristina. De reacțiile fetelor? Da. Ia, zi Andrei. Domnișoara Cristina, eu consider că atunci când ești într-o relație și persoana aceea se ceartă cu cineva, mai ales că nefiind vinovat, adică ea a considerat, aia a considerat că eu am fost vinovat. Da. Ieri. Și nu consider că n-am avut nicio vină. Dar ea e apărare tolui. Dumneavoastră ce spune despre asta? Cum vin? Ce părere v-ați face dumneavoastră de persoană? Că trebuie să explici frumos a ei că poate vede greșit situația în care te-a aia vede greșit niciodată. Niciodată. Dar interesează niciodată, n-are cum să vadă aia greșit niciodată. Aia nu greșește niciodată, domnule Cristina. Aia nu greșește niciodată. Normal că aia e perfectă. Dar ați greșit amândoi în egală măsură. Cu ce? El, eu, prin faptul că te-a jignit, nu mă... Dar mai mult Andrei, Mariana. Nu aia, mai mult Andrei, deoarece dacă el nu scotea acele cuvinte pe gură, Andrei nu reacționa. Și dacă ești deștept în tot spatele și nu ascult. Aia, îl cunoști foarte bine pe Andrei și știi că niciodată nu va pleca capul în fața nimănui. Tocmai va fi o lecție pentru el să nu mai reacționeze așa. Nu ești o lecție pentru mine. Taci odată, taci de două, taci de trei, ce vrei să tăi? Andrei! Stai un pic, știi că noi nu ești toată părerea lui mai... Vorbiți pe rând. Andrei, noi nu i-am luat apărarea numai lui, i-am spus și aici în casă cu fetele toate, am spus că sunteți toți de vină. Pentru că în momentul așa, în care nu. Ai un conflict, nu poți fi numai tu vinovat sau numai asta el. Asta e normal. Domnișoara Cristina, și da. Andrada este în aceeași barcă cu aia. Deci e să transmit așa în cameră. Mariana, vezi, am încredere în tine. Am încredere în tine. Sunt plecați și la fel cu buline amândoi. Da, da, da. S-a făcut brigadă. Cazi și Andrei versus Andrada și aia. Dacă mă întreb pe mine, fetele încearcă să vă enerveze și reușesc. Cu ce aș până la voi. Dacă ții la noi, de ce vor să ne enerveze? Dacă voi dați de curățință! Vrei să enervezi un om și încerci să faci ceva? Vreau să-l aud pe Andrei, vă rog. Când vrei să enervezi un om și înseamnă că ți-asumi consecințele, nu? Când ai enervat omul ăla, ți-asumi consecințele, nu? Și vor avea urmări. Faptele lor vor avea urmări, cel puțin din partea mea. Aoleu, ce decizie ai luat? Ce decizie ai luat? Mâine va fi decizia finală. Final. Andrei, nu mai ești fratele meu. Hai, mă, sună grav, mă sperii. Cum? Sună grav. Sună grav. Așa, nu se trebuie să acolo toate, dar nu e corect. Domnul Cristina, cazi! Acasă vorbim non-stop, aici nu vorbim. Păi dacă nu vorbim aici, nu vorbim nici acasă. Păi ești cel mai impulsiv om de aici. Băi, Andrei spunea că a luat o decizie. Nu vă pasă niciunuia dintre voi. Băiatul spunea că dacă nu comunică aici cu aia și comunică acasă, atunci... Nu vă mai comunica nici acasă. Auzi, ce ai zis, mă? Nu vă mai... De-aia seara aia a dormit în telefon. I-a taș din bunii. Ați stat 3 ore în telefon azi noapte. Păi asta am spus, v-am spus. N-am putut să dorm din cauza voastră. Exact. N-am putut să dorm. Dun, lasă că îl sune pe comunii și tot o auzi pe aia dacă vreau. De asta te cer cu Cazi pentru că ești obosită. Andrada! Doamna Cristina, sunt obosită din mai multe motive. Auzi? Nu, domnișoara Cristina, Andrada, te rog. Iubitului meu, care țin foarte mult, că n-am să fie nervos. Uite, te-am păcat. Bă, dacă te ceți cu Alexandra, din respect pentru tine, că n-ai fost odată cu ea. Hai, gata! Bă, dar m-ai zis o dată. Bă, Cazi, dar nu vrei să faci pace cu Manu? Ia să întrebăm noi pe Alexandra ce crede despre relația voastră, pentru că am surprins eu...
conversație între ea și Adriana și spunea Alexandra că ne interesează despre relația Cazia. Ideea este în felul următor. Cazia a venit și a jignit-o pe Andrada. Andrada a plâns. S-a plâns și chiar a plâns la propriu foarte mult de legate de jignirile lui. După care, deodată a venit, i-a spus că nu va face relație niciodată cu el. După care, eu cred și consider că Cazi o fi sunat-o pe Andrada și i-a spus în felul următor: am făcut lucrurile alea de show ca să fiu și eu în centrul atenției. La fel cum a făcut și cu mine de altfel, adică nu este ceva... Niciodată. Hai, bă, Alexandru, nu aș fi acceptat niciodată. Ai cuvântul meu de om. Fii atentă, bați în lemn că mi-e dragă Andrada okay. Că ochii din după cap. După care s-au împăcat și au început să facă lucrurile astea. El este foarte agitat pe partea aia. Încearcă să facă crize de gelozie, cu toate că nu înțeleg. Dar nu e vorba de gelozie. E vorba de persoana astea, mea și de ce mă deranjează astea. Nu e nimeni obligat să țină cu nimeni. Hai, atâta timp cât tu nu ai avut dreptate sau ai avut dreptate. Dacă ai avut dreptate... Vezi că tu faci materiale intenționat. Noi ok, nu, ai dreptate. Eu chiar țin la Andrada okay, și vorbesc pe amereu okay, și întreabă băieții că vorbesc numai de ai ea. Ai dreptate, la toată fac lumea. Materiale. Problema este în felul următor. Peste, eu le dau maxim o lună. Doamna Cristina, după o lună de zile, maxim, așa. O să vină să-și dea în cap unul celuilalt și o să plângă pe aici. Ăsta o să vină să o josească pe ea. Acasă o să-i spună Andrada, vezi că eu am glumit, vezi că am făcut și eu de show, cum de altfel mi-a spus și mie. Și ce lucrurile se vor termina. Alexandra, mă. Ce simți tu pentru Cazi, Andrada, în acest moment? Nu pot să spun că am anumite sentimente foarte mari, dar mi este drag de el. Aha. Domnitara, am văzut Cristina, că și Maria îți spunea de dimineață faptul că nu înțelege cum de-ai acceptat, având în vedere că el în trecut a afirmat despre tine că ai fi... Nu mă interesează ce spune lumea. Eu vorbesc toată ziua cu Andrada, vorbesc cu băieții despre Andrada. Când o văd pe Andrada încep să zâmbesc. Sunt foarte cald cu ea, foarte protector. Ar însemna să fiu actor de Hollywood, să falsez tot ceea ce fac acum. Nu-mi pasă de părerea voastră. Pur și simplu suntem cam drăgălași și nebune amândoi. Suntem adorabili împreună. Și voi acum săriți pe noi. Păi voi ați spus și de George și de Mădălina că sunt fake. Despre ce vorbim? Cazii. Despre ce vorbim? Nu îmi spun are părerea pentru că aș vrea ca tu să fii interesat de ea. Îmi spun părerea că vreau eu și am eu chef. Nu că aș vrea bine, tu să o accepti. Vezi că nu ai chef, ok. Cheful tău nu prea am chef. Maria și Alexandra, când am venit eu aici, vom... Pungeați, vă certați. Nu, doamna Cristina, am avut doar o discuție pentru că am auzit-o pe Alexandra în spate că vorbea, spunea că acum Marinescu a început să vorbească pentru că vrea să ia locul înapoi lui Comănici, dar lucrul ăsta l-aud în fiecare săptămână. Ca să se înțeleagă corect, nu iau apărarea acum lui Marinescu. Pur și simplu am obosit să aud același lucru, măcar să schimbe și ea, să zică altceva. Bun. E plictisitor. Okay. Doamna Cristina, discuția, da. Aveam o discuție cu Adriana în spate în momentul materialului. De fapt, cam toată ziua l-am văzut pe... Nu faci materiale, draga mea, nu fac materiale. Mă certam cu băieții ăștia pe real, înțelegi? Păi material de pe televizor. Hai, ok, vorbește în continuare că te ascult. De pe televizor. Stau acum. Zi, hai, zi okay, era materialul pe televizor sau ce făceau ei acolo, se certau. Am avut o discuție cu Adriana în spate și i-am spus în felul următor că chestia a pornit de la întrebarea mea adresată către Marinescu, la care nu a avut răspuns și mi-a răspuns cu totul și cu totul altceva, dar nu mai are legătură. Auzi. Marinescu a început să-i țină partea lui Manu, mulțumesc, lui Manu, după hai, ce Manu îl va ataca într-un fel sau altul pe Marinescu, Marinescu se va duce și va da în cap și va bate obrazul, vezi că eu am ținut cu tine când nu trebuia să fac aceste lucruri, cum de altfel a făcut și cu mine. Pentru că asta o să se întâmple, îl cunoaștem foarte bine pe Marinescu. După care am văzut că începe să se certe cu Lucian, cu toate că săptămâna trecută a fost foarte... Foarte apropiat. A început asta să-i dea în cap lui Codruț că de ce nu l-a votat la favorit să fie... Care probleme? Am zis și lui în față treaba asta. În gală să fie... Ce? Păi asta încerc să spun. Și tu auzi, în momentul de față îți cauți dușmani ca să te atace, pentru că... Exact asta am spus și Alexandra. Așa e, bravo. Asta am spus și Alexandra. Atent, Alexandru. Tu vii și speli mai multe punți, înțelegi? Săptămâna trecută... Pare rău, nu sunt menajer. Săptămâna trecută ai venit și ai spus Marinescu, vezi că, virgulă, Comănici se ceartă cu toată lumea să-ți ia locul. Punti. Săptămâna asta, mi-ai zis-o atunci, Marinescu vorbește. Acum când săptămâna asta Marinescu vorbește și Marinescu are ce are de spus,
tu stai acolo în spate cu sorta și spui uite ce face Marinescu acum că vorbește, să ia locul lui Comăniți. Bun, și mă bucur că mi-ai luat sfatul în considerare de săptămâna trecută și ai venit săptămâna asta să vorbești foarte mult și cauză să te atace, băiețe, dar voiam să-ți mai zic consideri... încă un lucru. Da. Mai zic, da. N-ai fost tu aia care l-a... Ascultă-mă o secundă, voiam să-ți mai zic încă un lucru. Vezi că niciodată adevărul, că niciun băiat din casa asta nu va sări la tine la bătaie ca să mai ai aceeași prindere la public cum a sărit Achebono și Paul. Băi, fata. Doamne ferește să se mai întâmple așa ceva. Vreau să am o intervenție, că Alexandra a vorbit jumătate. Marinescu. O să zic acum, am avut o discuție cu el și cu George la un moment dat și George îl ironiza. Bă, în emisiune, în emisiune ți-ai făcut pe toți prieteni, acum nu mai ai cu cine să te cerți. Săracul Marinescu era pe gânduri supărat că bă, chiar nu mai vorbesc cu nimeni, nu mă mai bagă nimeni în seamă, era supărat că... Dar de ce să vă certați? Domnișoara Cristina, el consideră că în momentul în care te cerți cu cineva, dar nu mă refer la conflicte de bătaie sau ceva, verbal, când ai un conflict cu cineva, ai posibilitatea să vii să-ți aduci argumentele, să-ți exprimi gândirea, să vadă lumea ce fel de om ești tu. Ești în față. Tu mă tragi pe mine la răspundere de relația asta interumană, să zic așa, pe care o am eu cu ceilalți concurenți. Nu te trag la răspundere, nu! Și tu nici măcar nu ai fost integrat nici măcar pentru 5 minute să vezi dacă sunt eu deranjat de persoanele din moment ce stai cu el mereu, e clar, e clar că... Marinescu! Ai un prieten, e sau ce cu el? Nu stai! Marinescu! Marinescu! Dar nu te știe, Lucian, îți te plăcea că faptul că nu te-ai purtat mai ok, că în afară ai fost prieten și ai... Domnișoara Cristina, vreau să-ți spun și eu ceva! I-am dat 10 argumente, i-am spus, vii la mine în cameră, stăm în cameră până dimineață. Ieșim pe afară, mergem, stăm, ieșim la terasă, nu știu ce, mâncăm împreună. Mâncăm la aceeași masă. Vorbești, îmi spui mie, mă întrebi sfaturi. Băi, a fost ok ce am făcut, a ieșit ok, sfaturi, da? Bă, vii la mine și nu știu ce, încerci oarecum, adică te apropii spre mine și după aia vine emisiune și spui că vezi, Doamne, te deranjează comportamentul. Îmi pare rău. Că ce că ți-am oferit respect, că am avut obraz, că am fost om cu tine și că... Nu-i vorba de asta. În primul rând sunt complicat. Stai, Adriana, un pic. Două secunde, spun o întrebare, Adriana... și după aia poți să faci ce vrei. Acum, două serii în urmă, ce căutai în cameră la Lucian dacă te deranjează? Revin, revin acolo, stai, mi-e țineți întrebarea. Revin, revin, stai. Dar să răspunde. Bă, dar de unde ați mutat voi subiectul? Răspund cui vreau eu când vreau, înțelegi? Dar tu ce ești? Tu în stare să-mi spui să-ți spui. Nu mai arăta cu degetul să-ți faci prieten. Tu care ești aici de o lună și iubitul tale care ești de 6 luni și nu ce niciun cuvânt, înțelegi? De ce ești fals și nu îmi spui în față, băi, pe mine nu m-a interesat în prima de tine și am vrut să mă dau bine pe lângă tine. Atât. Pentru că eu, noi doi în afară, de când am intrat în emisiune, am fost, nu chiar așa, dar așa. Dintre noi doi, persoana falsă ești tu și spun și de ce? Dăm motive. În momentul în care eu fac, să zic cu tine, da, un pact, da, în care noi doi, oarecum să ne, dau un exemplu, în momentul în care noi doi să ne aliem așa, da, dar tu ai zis că tu nu ai nevoie de nimeni să te aliezi în recunoaște. Pentru a, pentru a, pentru a, pentru a face un scop propriu, înțelegi, pentru amândoi, da, eu nu am cum să mai fac pactul ăla cu tine din moment ce tu aici în emisiune stai cu persoanele cu care tu ai avut conflicte și cu care și ai vrea să trebuie în continuare. Eu vin eu, spre deosebire de tine, dacă am o înțelegere cu tine, eu n-am venit următoarea zi aici în emisiune și l-am luat pe Codruț, l-am luat pe ăla și pe ăla de gât, înțelegi? Și să vorbesc cu ei, să mă cer cu Marinescu și mai mult decât atât. Eu vin și îți susțin. Bun, susțin, lasă-mă să vorbesc și lasă-mă să vorbesc și eu. Vin și revin la subiect. Dacă stau cu tine, stau cu tine până la capăt. Dacă stau cu ăsta, stau până la capăt. Bun, ai și eu vin și dacă mă calci pe coadă, te calci și eu pe coadă. În fine. Revenim la subiect. Revenim. Eu cu tine n-am dar ce pact ați făcut voi, Lucian? Asta vreau să spun. Deci noi doi, stai puțin. Noi doi, în primul rând, n-am făcut niciun pact, da? Am spus așa, e bun, un exemplu. În fine, noi doi, eu vin și... Da, ai vrut să fii aproape vin, de mine? Eu vin și... Mă las să vorbesc? Eu n-am făcut niciun pact cu tine, da? Tu îmi spui mie, deci repet, și repet a ena oară ca să înțeleagă și publicul de acasă, că tu în afara casei ești așa cu mine și vine emisiune și declară unele lucruri care nu sunt adevărate. Eu a fost persoana mai importantă în emisiune care a avut Marinescu, să vorbească despre mine, să vadă publicul și tu n-a reușit. Tu vrei să oculești? Vrei să oculești? N-ai nici tu cum și nici nu concurenți de aici. Eu am venit și am declarat în emisiune că chit că sunt prieten cu tine, eu nu o să-ți dau mereu dreptate ție. Dacă o să ai dreptate cazi și tu ai greșit, vin și dau lui dreptate, că eu nu țin cu tine. Bine, v-am spus că nu există prietenii aici, dar într-o bună zi va veni Mariana, momentul în care o să-mi dați dreptate. Da, până atunci! Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube.
Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.